Se lasă seara peste Londra, regina se retrage spre palat, iar supușii, printre care și sute de mii de români, robotesc de zor. Fiecare dintre ei trage din greu pentru diverse țeluri, unii pentru o casă mai mare sau pentru o mașină mai puternică, în timp ce alții își rup palmele pur și simplu pentru o viață mai bună. Niciunul însă nu ar rămâne definitiv în regatul britanic. Dar la Londra am găsit și români fericiți, care cu un pic de creativitate au devenit din simpli muncitori patroni. La 15 minute de centrul capitalei britanice, în cartierul evreiesc, Marian Gașpar și-a deschis de un an de zile un restaurant cu specific românesc, iar rețeta lui a fost una de succes. Ciorbele românești, ciorbe de peșoare, ciorbe de burtă, ciorbe de fasole și mâncărurile tradiționale, cum o măliguță cu tochitură moldovenească, grătarele românești, nițele, sarmale, mititei. Românii care își leagă în barbă lacrimile de dor de țară vin cu duiumul la restaurant să-și mai aline sufletul. Dacă spun la român, hai să-ți dau un beef pie, nu mănânc așa ceva, e trebuie. Și atunci ce fac? Îi spun, da, uite, am o tocăniță de vită cu cartof pireu, brici. Dar practic îi dau aceeași chestie, cu o farfurie, cu cartof pireu și o mănâncă. Și ce te duci? Dacă îi spuneam că e beef pie, nu mănânc. Încet, încet îi vezi pe engleză să mănânce românește, pe român să mănânce englezește și treaba e să brici. La Marion Restaurant totul are parfum de România, de la condimente până la preparate. Adică fac un pic de un sote de pui cu ciupeci ca și la noi și cu ceapă, care merge foarte bine cu mămăliguță. Aici avem niște mititei, ca la mama acasă. În câteva secunde, piureul, ca la mama acasă, e gata. Alături mititei, sfârâie în tigaie. Imediat e așezat pe platou soteul de pui. Așa românii se simt ca și acasă. Cum? Da. Este un depozit românesc aici, unde poți să cumperi tot ce vrei, exact așa acasă. Poftă mare! Iar din restaurantul lui Mario nu putea lipsi mâncarea de bază a românului. Sărmăluțele. Tradiționale sărmale românești. Da, tradiționale sărmale românești în bucătărie englezească. Uite aici. Viața nu e nici mai grea, nici mai ușoară decât acasă. Funcționează pe o singură regulă. Cine-i harnic și muncește, are tot ce vrea. Sunt de acord că e greu, dar nicăieri nu e ușor. Eu am călătorit, am lucrat și în Israel, am lucrat și în Anglia, și în Wales, și peste tot, dacă nu pui osul, nu iese nimic. Deci, nu știu, probabil că dacă aș putea să aduc, așa cu mână să iau toți românii, îi pun în Anglia, să-i las 6 luni de zile să vadă cum se trăiește și după aceea să-i duc înapoi totul, cred că fiind în România, brici. Că toți au impresia că aici stau câinii cu colace în coadă. Dar nu e așa. Investiția, deschisul și investiția, în jur de 30.000 de lire. Dar asta înseamnă că nu dețin clădirea. Clădirea e închiriată. Numai business-ul. Un ospătar câștigă în restaurantul lui Mario și până la 1000 de lire, bani la care în România nici măcar nu ar putea visa. Mamaia? Mamaia? Mamaia e mamaia lui Gabi. Gabița. Deci Roman, Cluj, Cluj, București. Și unde v-ați folosit? În Londra. În Londra. Par fericiți. Sunt însă doar bucuroși că cineva de acasă le trece pragul. Viața la Londra se scrie în fiecare zi la fel. Multă sudoare și multă, foarte multă muncă. Cei mai mulți români suferă din cauza conaționalilor care vin la Londra pentru a fura sau cerși. Și majoritatea. Uneori, depinde de împrejurare, mi-e rușine să zicem că suntem români. Dacă este cineva alături care apropo, face avut, bine am avut, am doi clienți în din... În cadrul nostru ne mândrim. Din Ialomița sau Toplița, ceva de genul ăsta. Vezi că am bruneți. Sunt bruneți. Eu nu spun la nimeni că sunt român, mai bine spun că sunt grec, de mi-e rușine, eu... dar cum să poți să spui așa ceva? Ești născut acolo. Mi se spune gypsy, deci suntem numiți gypsy în Anglia. N-am găsit nicăieri rubrica unde se scrie naționalitatea de român.
Dar ce am găsit? Am găsit Gypsy, ca și naționalitate, în paranteză român. Înapoi în restaurantul Noroc. Începe seara de muncă. Un botez românesc e pe cale să înceapă. Pahare, tot să dureze. Da? Da. Trebuie adus o masă acum. Imediat se mai aduce o masă. Totul se face ca acasă, cu ușoare elemente englezești. Cât petrecerea e întoi, în bucătărie se așează aperitivele. Bucătarul șef așează pe farfurii sărmăluțele. Cu surpriza, cum am spus, sărmăluțe cu surpriza. Un pic de smântână și lasă o porție sarmale la restaurantul Noroc.